Ai auzit despre mănăstirea unică din România pe care nu ai vizitat-o încă? Mănăstirea Corbii de Piatră este una dintre acestea. Prima mențiune documentară a acesteia datează din 23 iunie 1512. Păstrează o mare parte din picturi, printre care se numără scene precum nașterea Domnului, întâmpinarea Domnului, învierea lui Lazar și botezul Domnului. Aceste picturi fac din Mănăstirea Corbii de Piatră locul cu cea mai veche pictură din România. Am organizat un pelerinaj special pentru tine pe data de 20 aprilie și te așteptăm să te alături nouă în rugăciune la această mănăstire unică. De ce este considerată unică? Are particularitatea a două sfinte altare pe un singur naos, ceea ce face această biserică una deosebită în țara noastră. La sud de pronaos se găsește trapeza mănăstirii săpată din piatră, despre care tradiția afirmă că îi servea voievodului Neagoe Basarab drept divan, unde judeca diferite pricini atunci când lua parte la hramul bisericii, adormirea Maicii Domnului.